Acela cu mâinile în buzunare și ala-i șef de televiziune de-a lui Plahotniuc. Oleg Cristal de la Rădoaia. Cândva era între cei mai buni și cei mai corecti jurnaliști. N-amu eu ce zile au ajuns. Să îmblă la PDM după indicație. Poftim? Ce spuneți, om? Solul de să-ți mâinile din buzunare, îl fric n-au mâinul de mine. Domnul, ia-l ștafelea. Vrei să urci pragul? Da. Dar și n-au rampă de acces, e sediu nou, parcă trebuia să fie pregătit pentru toți oamenii. Sau PDM-ul nu-i pentru... Dar și vrei să le șeri? Vreau să-l gata pe domnul Plahotniuc cu mine. Să-mi ție ușa să deschide, domnul. Ce să-l deschide, domnul? Discuiesc? O, ce vă legați? Băi, dar pe eu... M-a angajat să eu ce cam centură neagră. La ce? De pandou. La trântă. Bună ziua, străin domnul. Dacă doriți, vă rog frumos, chemați-l pe domnul Vladimir. Sunt domnișoară. Mesco a venit Stalin, vrea să vorbească cu el. Dar de unde ai mătă viața de asta din sectorul 3 de la București? Ai fost la București? La București? E din sectorul 3 București, de la angajații, de primării, sectorul 3. Să trăiți, domnule. Dar nu știi de unde-i, da? S-a dăruit toșneva. Ai toate reclamele posibile și linia la pe mătaș. Acele, eu sunt la lucru. Da, și fel și de lucru. Domnul... Aici stă, cum se spune, eu stăteam în drum și lucram și vine să apropie domnul aici, cum se spune, poliției rotiere. Și spune, bă, luați-le pătătura asta de aici. Oho, despre mătaș auziți? Da. Și un polițist de rând sau unul mai mare? Polițistul mi-a cumpărat, mai aveam 3 reclame de datul ultimului, că acum mi-a luat altă parte. Zic că eu scumpăr aici, eu aici 3 reclame, nu mă duci că e un nisem. A, deci șeful lui ți-a zis așa, șeful, nu polițistul de rând. Șeful lui mi-a spus, zice că-i luat pătătura asta de aici. Că mă dă mai pe Plahotniuc să mă răzgăresc cu el. Am înțeles, domnule, mai calmă le-am. Mai calmă, dar să sunteți domnul legal. Vă rog, da. Mă strânați-mă de eu. De ce? Că este interpelie de... nu-i căpieri public. Auzi dumneavoastră. Ei, sunteți privat, partid de guvernământ, ar trebui măcar la intrare să... Da, aici? Este clădire, este oficiu. Vreți să mă scoată afară? Oficiu partidului. Și vă rog frumos să se ia privat. Închideți video-ul. Sau și să afară și primați afară. Deci nu-i guvernul și nu-i... Păi ce unde ești? La deselare, domnule? Unde sunteți? Nu-ți spate, știți că partidele, știți că partidele sunt finanțate din bani publici? Cheamă Plahotniuc să groiască așa. Știți că partidele sunt finanțate din bani publici? Știți că partidele sunt finanțate din bani publici? Închideți video-ul ăștia afară, este instituție privată, nu instituție publică. Știți că instituția asta privată e finanțată din bani publici? Domnule, asta de-a nu-i treaba mea. E treaba mea, eu contribui din cotizațiile mele la buget, eu contribui. Știți afară, filmați de afară, acolo e loc public, acolo de filmați. Aici vă rog, filmează. Îmi limitați un drept fundamental, dreptul acces la informații. Domnule, vă rog frumos, nu-mi spuneți de dreptul. Sunt cu știință tare, vine dreptul. Exact. Privată, nu se voie să filmați. Privată, dar finanțată din bani publici. Eu personal nu vă permit să filmați. Ieșiți afară, vă rog, filmați afară. Dar mi-a limitat un drept fundamental. Nu sunteți la defilare aici, dar vorbiți frumos. Eu certați frumos, da, dar nu-mi dați de mâine așa, că nu sunteți. Vrea să fii mai convingător. Chiamă să facă de urmoare. Te vă audic. Chiamă să-l încoace. Că dacă nu am sunt eu un bol. Domnule, vă rog frumos, terminați video, sau și să afară și filmați de afară, poftim. Îl limitați un drept fundamental. Încă o dată, vă domnule. Filmați, vă rog, de afară, acolo e loc public, deci instituții private, vă rog. Dar e întreținută din bani publici, e subvenționată din bani publici, toate partidele. Aici instituții private. Înțeleg, da. Și să afară și filmați de afară, ce probleme. Nu, luați că nu lucrează, dar voi și vă ocupați. Eu vând reclame, doamnă, eu filmez, iată o problemă pe care o semnalează omul.
Asta e o muncă serioasă, filmat. Eu am făcut facultate pentru asta, mamă. Două facultăți, una la București și una la Chișinău. Mă duc la televiziune, dar televiziunile acasă acaparate tete de placoți. Așa îmi pare, dar cam așa este. El a pus gheara și pe CTA, pe tetul pus gheara. Acum ia că e plătită din banii noștri instituția asta, deci că nu-i voie de filmat nici în hol. Unde-i doamna? Unde-i plac, Hakim? Domnul Biecă, s-a terminat spire, domnișoară n-a spus, n-a spus nimic. Eu vă spun. Dar eu n-am nevoie, eu vreau doar să documentez cazul ăsta. Eu n-am nevoie de PDM. Înseamnă că dați mi-a luat să iasă afară și nu știu, domnișoara să iasă afară sau reprezentanta să iasă afară. Băi de Gheorghe, eu ies, că nu mă las să filmez aici. Eu ies, dacă vrei. Că nu-mi dă voie să filmez, dar eu vreau să filmez. Cine e el? Un băiat cu chelei. Un bodyguard. Da, eu mă duc afară. Eu mă duc afară că îmi limitează dreptul. Bună ziua. Ce vă pot ajuta? Ce mă pot ajuta? Să mi-am chemat pe domnul Plăcătiu și stau pe el de vorbă. Am înțeles. Cu ce întrebare dumneavoastră? Am stat în trafic și încă gătăm cealaltă mea de pâine. Și a venit șef poliției rutiere și a spus, luați-le pădătura asta din mână și zuniți-l de pe cei. Am înțeles. Din păcate, domnul președinte, nu vă poate pe mine la momentul de față în programul dumneavoastră de audiență, dar vă poate îndrăma la altă persoană delegată pe dumneavoastră, responsabilă din credere, care după o procedură oarecare se transmite... Dar unde-i domnul Plăcătiu? Domnule, domnul frumos, ce să fac? Se termină comunicarea și ies. Auziți, doamnă? Da. Ce se ocupă domnul Plăcătiu? Domnul, cum ați de tare? Ce? Mai tare vă mergi, eu n-am avut slab cu auzul și cu medie de acolo. Dumnezeu nu are grafic de audiență, din păcate, la momentul de față. Dar cu ce se ocupă el acum? Din păcate, nu la moment. Dar de unde? Ia că e la televizor. Unde e? Face reclame? Noi nu el poate vorbi numai la televizor, dar... Da, da, da. Auziți? Da. Eu șer să vin acum aici, dacă nu vine, uitați cum se zboară, oficiul ăsta în aer. Dar pe asta e periculos, e amenințare teroristă, domnul Gheorghe. Cum o zboare în aer? Eu vă rog frumos, chemați-l aici, că pe el a venit, nu poate mai oasă. Eu am înțeles și eu v-am spus că, din păcate, la momentul de față, dumneavoastră... Dar unde e el? Nu cunosc. Ia-te la televizor, nu-l vezi la televizor. Dacă el spumește, Dumnezeu, ce este? Gheorghe, Badi Gheorghe, Badi Gheorghe, ia-te indirect la televiziune. Unde e el? El e la televiziune? Spune minciuni la oameni. Indirect. Nu vă-i rușine, bă! Pot să rămâneți. V-ați pierdut, demnitatea de adevăr, demnitatea de omenie, bă! Dar ce o să fie la media? Chemați-l în coace să audă! Eu vreau să văd ce se întâmplă cu omul ăsta. Chemați-l! La Placotniuc. Domnul, vă rog frumos, terminați video și ieșiți afară. Bine, ies. Dar știți că mi-a încălcat un drept fundamental. Vă rog frumos. Vă rog frumos, este instituție privată. Eu am dreptul frumușel. Instituție privată întreținută din banii noștri. Dar asta de-am da, dar aici intru oamenii de rând și eu sunt cu oamenii de rând, nu cu media. Peste drum ați închis și procuratura a închis acum. Peste drum mă trimite la procuratură. Stați-mă că să iau și eu. Știți, nu-l gătuie? Îl primește în patășie. Îl primește? Da. Și îl primește. Patășie îl primește. Spune-ți că îl primește în patășie, nu? Dacă ați vorbit și voi amabil cu omul, ar înțelege. E și intrarea principală și mă trimit în altă parte. Prin garaj, unde să intrăm la media? La media intră pe aici, prin garaj, cred că. Și-o zis de dinți, că o să dezbată dinți sau și-o zis? Și-o zis de dinți, că o să dezbată dinți sau și-o zis? El vrea dinți. Și-o zis de dinți? Și-o zis bădei de dinți? Să facă dinți, e un cuiet ușă. Dar cum? Scapi de noi, vrut. Cu care pagini? Nici acolo cred că nu e acces, așa că nu-ți faci iluzii. Auziți, domnul, care par? Ia ca mai încolo, intrare și ieri acolo. Uți intrare, de aici vezi, ieri intrare. Scrie, că mai sunt intrări, da? Noi am trecut pe lângă Iași, nu se vede că e intrare la PDM. Ce? E capieță, e castelul aici, ca la Kafka. Mă, e o chită.
Gata. L-a trimis pe om la intrarea asfaltă. În sediu luxos făcut de comuniști, pe terenul de joacă al copiilor și pe care l-au moștenit, nu știu cum, în mod miraculos, Partidul Oamenilor Sărași. Ei s-au afiliat la Internaționala Socialistă, adică a oamenilor muncii, oameni munci cu Porsche și cu Merțan și cu BMW. Numai un sărântoc acolo a venit cu Renault și omul ăsta a venit cu căruciorul. Da, aici e într-o oameni serioși ai băieți. Nu am zis, ce m-a făcut. Opa! Oho. Are jeepuri multe, ori în jeepul lui marșez eu și el în calează. Ești naiv. Vedem acum la recepție și acolo nu-i nimeni acolo. Vieți, dacă nu mergem mie la casă în România. Dar nu te uita pe împărți, ca ai să vezi numai Porsche și mers. În ce seară? Eu zic de mașini scumpe îți vezi pe împrejur și ai stemple de șiudă. Acolo închis, dar aici eu zic că e deschis, văd că mai este o ușă. Nu știu dacă e pentru mata. Mașinile promovate. Vine unul, vine. Oho, dar presa e încuietă aici. Nu știu dacă îți poți intra, că și aici n-au rampă de acces. Nu știu că te mașini pe Moldova aici? Auzi, ești calească sus. Nu știu că te ajuți cu chenii mă crească. Îți zic că nu-s bani la parte. Apucați calească de aici. De coarne. O, o, dar e gri. Țineți. Înculeac, mă încul. Da. Domnul primește mă pe recepție, dar când ce mare? Bine, dar sper să ias întreg de acolo, ei, sănătos. Nu să ias alt, că tot sunt. Apoi aici sau la recepție? Că urcă și eu. Că... urca degeaba, dar pragul. Eu și-l scot eu înapoi dacă ceva și-l vând. Bine, dar ce n-ați făcut și aici rampă de acces? Sediu nou și nu v-ați gândit la oameni cu nevoi speciale. Domnule, cred că nu mai aici, nu știu, să faci. Am nu-și vedem. La primește-mi la fel de tâmplări parte și așa. Hai să ne povestești, Mata. Păi și să ieși să povestești. Putem? Dacă și-a vas țâchi tare. Om auzi. Dacă auzim, facem protest afară.